Stai un pic, două secunde. Salutare, fraților, eu sunt Gami și astăzi sunt alături de Pain și de Miriana. Ei bine, fraților, m-am jurit un pic la deget în clipul lui Pain. Destul de tare, adică uitați-vă puțin ce am la deget și... Ce tu prost, îți cad grătarul pe mână, cum poți? Bine, sincer, sincer, o să vedeți în vlogul lui cu făina ce s-a întâmplat exact. Și astăzi o să-i facem ceva foarte, foarte amuzant lui Shelly. Vreau să-l enervăm pe Shelly toată ziua, 24 de ore. Pentru că el mi-a făcut prank-ul acela momentan. Ăsta nu e cel mai mare prank pe care vreau să-l fac, dar vreau să fac așa mai multe clipuri prin care să-l enervez, să-i fac prank-uri, să-l supăr. Dacă faci mizerie în casă, o să te... nu știu. Și dacă îi pui o scamă, și face ca tot ceva de la locul lui, atunci e gata. Știi cum să le enervezi? Gata, ai rețeta. Deci gata. Știm cum îl enervăm pe Shelly, mergem, îl enervăm până urlă. Până urla de durere, s-a lovit și la picior. Merge așa. Așa merge omul meu, ești nebun. O să le enervăm foarte tare și vreau să fac foarte, foarte multe clipuri în care fac chestii lui Shelly, pentru că mi-a făcut farsa aia destul de nasoală. Chiar nasoală. Chiar nasoală farsă, frate. Chiar nasoală. Nu vrei să știi ce nasoală a fost când a văzut bunica asta la știri? Adică și mama a uitat să zică că a fost o farsă și a văzut la România TV și s-a speriat foarte, foarte, foarte tare. Scrieți în comentarii, băieți, ce farse ați mai vrea să-i facem lui Shelly și ce alte chestii vreți să-i facem, mă, cu Pain, cu Zbâr, cu Mădălin, cu toți băieții, cu Ioana, cu toată lumea. Hai să mergem la Shelly. Băi, cred că Dumnezeu știe ce vrem să-i facem lui Shelly și ne pedepsește, adică, sincer. Ieri am ieșit cu barca, nu azi, ce se întâmplă? Adică, băi, vrem, acum 5 minute era super ok. Bă, uite că se vede încolo, se vede încolo, mâncați. Deci nu se vede nimic, ești nebun, absolut nimic. Ia uite, băi, nebunie pe cea ce suntem și într-un Mustang cu tracțiune spate, deci nu prea e bine de noi. Băi, mi se pare foarte dubios că ploaia a început fix când am urcat în mașină și s-a oprit fix când am ajuns. Bine, am ajuns aici în câmp la Shelly, după cum vedeți. Aici unde stă el. Uite acolo după pomul. Așa, nu, glumesc. Dar genul ăsta de glume proastă o să facem toată ziua să vedem reacția lui Shelly. Da. Ce faci, mă? Bă, dormeam, bă. Bine, noi stăm în fața ușii ca niște câini și plouă. Deschide și tu apartamentul, blocul ăsta al tău de căc***. Păi, c***a, plină, n-are și ce vrei să fac cu ea în morți ei? S-o frec să deschide ușa? Așa de la de jos, de la bloc, înțelegi? Mă, sunt jos, în mărții tăi, jos. Nu. Ușa de la bloc. Păi zi-mi cum sun. Bine. Hai, pa. Se pare că universul ține cu noi, doar noi suntem prea proști pentru univers. A durat doar 2 minute să explicăm la om că suntem în fața ușii, mi se pare. Cu suntem mulți pe picioare, să intrăm direct așa. Am ajuns și noi în apartamentul ăla că... Ce faci? Dormeam, bă, ia să-mi faci că dormeam. Dormea și făcea somnicul. Mai am și eu voie, bă. Bă, am intrat încălțat. Fa! Hai. Ta! Iurea. Pârnaia un pic. Fraților, Shelly acolo muncește la noua piesă, păi vei, nu știu ce face, exact oricum nu ne aude, că el nu aude nimic când e atent la ceva. Și nu știu, ne uitam prin dulapuri să vedem ce am putea face, că am putea să luăm aceste chipsuri și mergem cu ele așa, lângă el, știi ce zic? Ce faci, frate? Ai reușit să deschizi ăla? Nu, frate. Dar put chipsurile astea, nu știu, hai. Deci put în gozitor, ia de aici. Păi, mișto. Sunt tot ioaste. Ai reușit, mă, să deschizi ăla? Nu-l vreau, mă, pentru tine. Dar nu-l vreau, mă, chiar, tu. Mare, mai sunt, că nu văd. Ah, mai sunt. Chipsurile mele! Stai pe ei, mi-a furat chipsurile! Bă, dăm chipsurile! Bă, nu! Bă, chiar așa? Slab! Până acum e calm, nu știu ce e, de obicei se enervează mai repede, dar reușim noi la un moment dat, îți dai seama, reușim! Fraților, stăteam și noi aici pe la Shelly și am mâncat ceva și cum e el obsedat de curățenie, cred că am putea să lăsăm toate astea aici, așa, și să ne uităm la el cum face curat. Bă, fraților, Shelly e cam ocupat acolo și s-a supărat un pic pe noi că nu l-am ajutat la curățenie, așa că uite noi, cum suntem noi niște băieți finuți, așa, da, o să îi ducem noi gunoiul, da? Îi ducem noi gunoiul jos, așa, vezi, Shelly, că suntem cei mai băieți, da? Să mor! Cea mai proastă casă, nu știu de unde a prins nicio lumină aici, nebun. A, dar ce grea e sacoșa asta de gunoi, Pain. Ține-o un pic, te rog, tu. Așa, ia tu sacoșa, frate.
Așa, frate, mersi să mă încalț și eu. Mamă, deci n-ai văzut cât de grea e, Doamne! Haide, mă, ne întoarcem imediat. Bă, crezi că oare se supără pe noi că am luat mașina și că o să mergem să ne plimbăm cu ea? Abia aștept să dau tu cum merge de sus ăsta. Bă, oricum o merită, adică sincer, o merită înzecit, sincer, adică de asta e de-abia începutul, nici măcar nu e pregătit pentru ce o să îi se întâmple, frate. Ai păsat la 0, merge la minus 1 că îi luăm mașina, da? Da, mă. Te rog frumos. Bă, mere, ne plimbăm, o lăsăm într-o parcare, facem 2-3 story-uri cu ea și trebuie să vedem. Că, bă, omul se uite și pe Instagram, nu trebuie să vadă story-urile alea cumva. Eu sunt curios care o să fie reacția lui, dacă ne sună, ce o să facă? Bă, îi dăm ocupat. Dacă ne sună, îi dăm ocupat. În continuu. Da. De pe CarPlay, direct. De pe CarPlay. Momentul care o să mă scârbească complet, cum o să sune mașina când o pornesc fără evacuări. Deschide geamul să vomiți, deschide geamul să vomiți. Ben, deschide geamul. Că și listă în cel mai prost cartier știm, nu? Da. Ușa asta nu se deschide niciodată, frate, deci niciodată. Fac, îi dau flash-uri, o claxonez? Nu știu ce trebuie să-i faci. Ce fac? Bă. Deci niciodată nu merge, trebuie să-i dai cu spatele și te duci mai așa, mai în dreapta gen, cumva, înțelegi? Nu știu, dar uite, vezi în viitor cu camerele astea. Bă, dar nu merge, mă, frate. Trebuie să dai în spate ca lumea. Aici, mecheria. Cum să stai, frate? Uite, s-a deschis. Dă-i drive. Foarte, drive. Și aici aveți că e groasă, trebuie să uiți în oglinda să vezi dacă vine cineva, că vizibilitate minus 400, ești nebun. Lui. Pleacă un pic. Bine, oricum, e mai rapidă ca Mustang-ul, dar plecarea e Mercedes-i și așa, știi ce zic? Și e ud pe jos, stai așa, e uitat de acest aspect, da. Da. Băi, știți cum e, am venit și noi să ducem gunoiul și am ajuns în Celes, nu știu cum s-a întâmplat. Hai să fac și eu un story așa de lângă mașină. Să pui și numerele oare? Ce numere? Numerele lui, gen. Păi ia, mă, că se prinde lumea, ești nebun că e mașina lui Sherry. Ia să facem un story, ne plouă puțin, asta e. N-avem ce să facem, riscul meseriei. Am pus story-ul, ne punem în mașină, ascultăm niște muzică și vedem în cât timp ne sună Sherry și să vedem ce îi răspundem. Opa! Da, mă? Da, mă. Ce faci, mă? Bă, uite bine, am ieșit să duc gunoiul, cum ți-am zis. Ce, mă? Am ieșit să duc gunoiul, cum ți-am zis. Și de ce mașina mea dispare din parcare dacă tu te-ai dus să duci gunoiul? Păi n-am văzut nici tomberon aproape și am zis hai să mergem să găsim unul. Sunt 20 de tomberoane în complex, le-am numărat. Păi și am venit aici la benzinărie să-l aruncăm aici, că aici știam că e cel mai aproape. Unde s-a dus handicapatul de gunoiul la benzinărie? În ăla de un metru înălțime? Ăla de la pompă de acolo, am umplut gunoaiele la băieți aici, dar nu alimentezi de aici, alimentezi de aici, știu băieții mașina? Gami, veniți în momentul ăsta cu mașina mea aici, e târziu, nu-mi ies aici ce vreau să fac în ăsta, am el engine, veniți încoace. Hai că dăm o tură și venim. Cu mașina mea handicapaților. Păi dacă tot o avem. Dacă tot cu mașina lui Payne. Uite, ai range 101 km, adică mai avem 101 km să ne dăm. Ați băcat la casă, dar ne face și voi plinul la mașină. Hai că asta făceam, ei. Să nebunesc, de-aia am venit la benzinărie, să-i băgăm plin la mașină, că nu se putea, am văzut. Haide mă că venim și noi în jumătate de oră, așa, vrei ceva de în centru, ceva? De în ce? Bă, haide mă, te vine. Centru Craiovei. Ne-a închis, fraierul. Ne-a închis, asta e, ce să facem? Kelly, frate, dacă te uiți la vlog o să-mi pară rău, dar mașina ta va nota puțin astăzi. Sunt bărcuță. Scoateți vâslele, băieți. Adică uitați-vă un pic, s-au inundat toate străzile astăzi, a plouat într-una. Și uitați-vă și voi, râu. Ești nebun în nordul Bucureștiului. Și uitați-vă cum e, adică mergi cu avariile puse, adică nu vrăjeală, da? Ia uite aici. Băi, ce e aici, tata, adică? Nu se mai vede nimic. Uitați-vă un pic, înnotăm. Băi, înnotăm, adică. Bă, what the fuck? Cum e posibil, băi, chiar așa? Dacă tot plouă, mă, frate, plouă 3 ore, 4 ore? Bă, pot să zic sigur că a plouat destul, nu știu cât timp a plouat, dar a plouat destul, sincer. Shelly, dulce ca o, ce faci, frate? Ce să fac cu handicapaților cu mașina mea? Bă, deci să mă uit dacă vă mai handicapate, puteți voi să faceți. Adică după ce că p***a mea muncim la o piesă, adică nu. După ce că muncesc singur la o piesă ca un câine, voi, doi retardați. Nici măcar nu vreau să... Nu, vorbea cel care m-a amenințat cu un cuțit, sincer. Adică comenta cel care m-a amenințat cu un cuțit. Dă-mi cheia de la mașină să-i o dau măcar. După ce că ne-am plimbat cu ea, ți-am alimentat-o. Nu mai ți-ai gândit. Da, logic. Cei mai tari prieteni, eu i-am să mor. Nu, eu i-am, cei care mă amenință cu cuțite. Dar ideea e că eu am nevoie să pot să umblu la setările camerei, să pot să fie camera gen aici, dar să aibă zoom mare până acolo, știi?
sau... Deci să fie de aici, eventual până la masă să se vadă, nu? Stai o secundă, stai un pic. Stai două secunde. Așa, mă auzi acum? Ia, îți zic ceva pe Skype. Da, stai așa, stai un pic, două secunde, ia că mă pui două secunde să rezolvi. Terminați-mi p***a mea, e omul ăla acolo, nu glumesc, terminați-mi p***a cu căcatul ăla astea. Terminați-mi. Trebuie să recunoști că până acum planul merge top. Bine, bine. Top, ești nebun, merge top. Nici nu m-a stresat în ultimele 30 de minute, ești nebun. Da, cred că vrea să ne dea afară, nu deja am această presimțire. Vrei să plecăm, frate? Da. E clar, challenge-ul nostru funcționează, suntem top, ești nebun. Primul challenge pe care îl fac și eu ca lumea, ești nebun. Omul mi-a scos din congelator o cârpă înghețată. Bă, o cârpă, bă! Bă, asumă, n-aveam gheață pe picioare. Lăsați-mă de-aia cum pace. Nu lasă și eu, pot să-ți atingă cârpa, frate. Poți să-ți ating cârpa, frate, te rog. Bă, e o cârpă, bă! Shelly, te rog, îmi dai un autograf pe cârpă. În a doua sectar. Hai să strângem la acest vlog 50.000 de like-uri pentru cârpa înghețată a lui Shelly. Vreau mă să ating cârpa, vreau să văd cum se simte la atingere. Se dezgheață. Dar ce nu înțeleg, e super puțin efectivă, like, cât o să stai rece un minut? Băi, e super inteligent și să vezi așa cum se duce aici. Ah! Băi, cum vă puneți gheață? Nu știu, eu am cârpe, dar și gheață. Băi, și băi, să iau tot ăla să mi pun pe picioare? Tot așa sandwich maker, gheață. Tot porcăria aia, nu! Împachetat pe Shelly, îl trimitem. Unde îl trimitem? La Craiova, cu poșta. Dar de ce te-ai împachetat așa? Că gen crema aia care e acolo să nu păteze patul sau ceva până intre în piere, înțelegi? Să nu se ia pe alte chestii, că ea trebuie să intre în piere ca să nu mă mai doară piciorul. Dacă tot ai gândit să profiți de faptul că m-a durut piciorul toată noptea seara și că n-am putut să mă mișc, eventual măcar poți folosi filmarea de ieri în care mergeam ca ultimul om, zici că eram ceva drogat, rău, ceva, adică așa. Bună idee, bună idee. Dacă tot ieșind dintr-o farmacie. Uitați filmarea aici, băieți. Nu e ok. Dar cum ai ajuns acolo? Ce? Fraților, Shelly ne dă afară, e foarte supărată, strânge aici locurile și ne dă afară. Aici o să încheiem și noi acest vlog. Dacă v-a plăcut, dați like. V-am zis că e supărat. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați la canal, să strângem și noi 1 milion de abonați. Doamne, deci mă, când noi să fac 1 milion de abonați de 100.000 de ani și nu reușim, băieți. Hai să ne strângem 1 milion pe acest canal. Bine, fraților, eu am fost Gami, iar noi vom vedea data viitoare. Pa!